Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și cu un invitat deosebit. Așa că îi spun un venit domnului Romică Iuga, pastor al Bisericii Creștine Baptiste Speranța din Arad. Domnule pastor, bine ați venit la noi în emisiune. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Și noi ne bucurăm pentru acceptul dumneavoastră, ne bucurăm că iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră prin intermediul tehnologiei și de asemenea în fața unei teme, aș spune, de mare actualitate, și anume vom discuta împreună despre mulțumire. De ce să fiu mulțumit? Când vorbim despre mulțumire, ne gândim, bineînțeles, și la nemulțumire, și dacă ne uităm în jurul nostru, cu siguranță și eu și dumneavoastră și cei care ne urmăresc în seara aceasta, au exemple cu siguranță destul de multe despre situații în care cei din jur sau știu, poate chiar ei sau poate chiar noi suntem nemulțumiți de anumite lucruri, de anumite fapte, de anumite situații. Deci, practic, dacă facem un exercițiu de sinceritate cu noi, nemulțumirea este, să spunem, un sentiment, o stare care din când în când ne lovește pe fiecare. Asta este, suntem oameni și știm că aceasta este firea pământească, natura umană cu care luptăm. În seara aceasta încercăm să aflăm de ce ar trebui să fiu mulțumit sau poate e bine să fiu mulțumit sau nemulțumit sau dacă e necesar, mă ajută cu ceva, ce zice Dumnezeu despre mulțumire sau despre nemulțumire. Așa că, domnule pastor, haideți să începem cu o întrebare legată de titlul. Cum vi se pare tema în contextul acesta al unei nemulțumiri generale? Pentru că dacă mergeți pe stradă, cu siguranță veți găsi o grămadă de oameni nemulțumiți de multe lucruri. Așa este. Nemulțumirea poate fi văzută ca o perlă rară pentru generația în care trăim noi. Și exact așa cum spuneați, există foarte mulți oameni nemulțumiți. În același timp, mi se pare că a descoperi secretul acesta al mulțumirii e un lucru foarte important, în primul rând pentru noi și după aceea, bineînțeles, și pentru cei din jur. Acum, dacă abordăm tema aceasta din perspectiva creștină, din perspectiva biblică, cu siguranță că mulțumirea ar trebui să îi caracterizeze pe oamenii care se încred în Dumnezeu. Poate o mică precizare încă de la început. Vorbim despre mulțumire la modul general, nu despre aspectul acela al, eu știu, unei nemulțumiri care te poate motiva să faci mai bine, să faci mai mult, să te implici mai mult. Aspectul acela al nemulțumirii este oarecum unul sănătos, dar eu cred că e tema poate a unei alte discuții. Astăzi, mulțumit, nemulțumit. Și dacă ar fi să încep prin a face o referință la ceea ce spune Scriptura, unul din îndemnurile Apostolului Pavel, foarte interesant, este să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. M-am gândit că e destul de greu ceea ce ne cere Dumnezeu, practic prin Apostolul Pavel. De aceea am fost foarte curios și am studiat chiar mai multe traduceri a acestui verset și am descoperit un lucru, că practic ideea de bază a acestei cerințe nu este să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru tot ceea ce se întâmplă. Adică, cum ar putea cineva să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru un viol? Sau dacă cineva molestează un copil, cum ar putea să fie acesta un motiv de mulțumire? Nu este.
Dar ideea pe care ne-o propune Apostolul Pavel este ca în orice context, în orice împrejurare, prin absolut orice ai trece în viață, să găsești motive de mulțumire. O traducere mai fidelă a versetului ar fi: mulțumește-i lui Dumnezeu în toate lucrurile sau în orice împrejurare. Și din perspectiva aceasta, eu cred că există posibilitatea ca să mulțumești și să găsești motive de mulțumire întotdeauna, în orice împrejurare. Nu e ușor, dar eu cred că lucrul acesta este posibil. Așa este și slavă Domnului că sunt multe posibilități de a mulțumi lui Dumnezeu, dar bineînțeles sunt și multe alte posibilități de a fi împotrivitor, de a fi întotdeauna atât de rece față de ceea ce Dumnezeu ne-a dat, de a fi inconștient practic de a nu realiza de ceea ce Dumnezeu ne-a pus la dispoziție, încât tot timpul să trăim o viață dintre aceasta de nemulțumire. Practic ne mulțumește absolut orice. Haideți să facem un exercițiu practic și ne uităm poate la copiii noștri. Cred că e cea mai bună comparație pe care o putem face când ne uităm la copii. Copiii de obicei și când sunt mici, și văd că tendința asta se duce foarte mult și când sunt puțin mai mari, încearcă să se compare cu ceea ce primesc ceilalți copii, poate de la școală, dintre prietenilor, și în momentul în care consideră că un coleg, un prieten, cineva de vârsta lui a primit de la părinții săi ceva, o jucărie, o bicicletă mai bună, un telefon, acum apropo că e la modă, da, să ai un telefon cât mai la modă, și tu ca părinte nu poți să oferi lucrul acesta, pe lângă faptul că e nemulțumit, se și răzvrătește împotriva, se și supără, devine împotrivitor împotriva părinților, nu înțelege situația, pentru că părintele de obicei, nu cred că e un părinte care n-ar vrea, și spune și Biblia lucrul acesta, n-ar vrea să-i ofere copilului ceva, poate cel mai bun lucru, dar posibilitățile financiare, știu, alte priorități pe care le are, nu-i permis să facă lucrul acesta. Deci, practic, omul, încă din fragedă pruncie, de când începe să realizeze, face comparațiile acestea în ceea ce au alții, sau ce sunt alții și ceea ce este el. Și atunci, de la nemulțumire, se trece, a spune, că într-o stare chiar mai dură, mai rea decât mulțumirea, și este răzvrătirea și împotrivirea aceasta. Chiar poate insulta către părinți sau către Dumnezeu chiar. Cum vi se pare? Da, sunt perfect de acord că nemulțumirea își face apariția destul de vreme în viață, chiar din copilărie. Însă eu aș merge un pic mai departe și aș spune că, nu știu, poate la copii le găsim scuze, dar e destul de dureros atunci când vezi oameni mari care trăiesc la același nivel cu copiii. Dacă ai folosit comparația cu, eu știu, jucăriile sau cu bicicleta, pe măsură ce cresc oamenii, a spune, poate se schimbă jucăriile. Nu? La adulți, unii sunt nemulțumiți de mașină, de apartament, de jobul pe care îl au, de familie uneori, de atâtea și de atâtea lucruri. Și cred că ai atins o problemă foarte, foarte importantă aici, și anume trăirea prin comparație. E foarte periculos în viață să te compari cu alții în mod continuu. Odată n-ar trebui să facem lucrul acesta, pentru că fiecare dintre noi suntem un unicat. Dumnezeu n-a creat doi oameni la fel. E evident atunci când te uiți la tot ceea ce Dumnezeu a creat, că Dumnezeu este un iubitor de diversitate. Adică mai multe feluri de flori. Nu există doi fulgi de nea la fel. Și oamenii sunt diferiți. Cineva spunea că de fiecare dată când Dumnezeu creează o nouă ființă umană, după aceea distruge
distruge tiparul. Și dacă Dumnezeu ne-a creat pe fiecare dintre noi într-un mod unic, nu-i corect ca să ne comparăm în mod continuu unii cu ceilalți. Și comparația asta poate să ducă la nemulțumire. Poate să ducă, eu știu, și în alte direcții. Dacă mă văd mai bun decât ceilalți, ajung să fiu mândru. Dacă mă văd mai slab, sunt nemulțumit și am tot felul de complexe. Deci comparația nu este bună. Eu cred că e foarte important să ne vedem exact așa cum ne-a creat Dumnezeu și atunci să încercăm să ne comparăm cu noi înșine și să fim, dacă vrem o competiție, în competiție cu noi înșine. Adică eu să caut să fiu astăzi mai bun decât ieri și mâine mai bun decât astăzi. Dar în rest, a mă compara cu cei din jur poate să conducă la această nemulțumire. Este absolut dăunătoare și trist e faptul că mulți părinți poate chiar își încurajează copiii să trăiască într-o astfel de stare, să trăiască, eu știu, în competiție cu cei din jur. Poate și sistemele pe care le avem în societate uneori generează astfel de competiții. Dar nemulțumirea nu este sănătoasă. Așa că și copiii, și tinerii, și cei înaintați în vârstă, absolut fiecare om, trebuie să găsească o modalitate de a ajunge la mulțumire. Aș încerca încă de pe acum să vin și cu soluții. Că nu e important doar să spunem trebuie să fim mulțumiți. Și aș vrea să iau un exemplu din Scriptură. Apostolul Pavel a avut multe experiențe în viață, unele dintre ele nu foarte frumoase, dureroase. A trecut prin multe probleme și totuși, atunci când analizăm viața acestui om, ne dăm seama că a fost un om mulțumit. Din toate epistolele pe care le scrie Apostolul Pavel, m-aș referi puțin la epistola către Filipeni. Practic, e o scrisoare pe care el o adresează credincioșilor din cetatea Filip pentru a le mulțumi că s-au gândit la el și i-au trimis și un dar material și au căutat să îl susțină în lucrare pe care o făcea el. Și aici, în scrisoarea aceasta de mulțumire, la un moment dat, Apostolul Pavel spune următorul lucru, prin capitolul 4, versetul 11. Nu zic lucrul acesta, făcând referință la ce i-au trimis ei, nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă aflu. Și uitându-mă la Apostolul Pavel și analizând cuvintele pe care le folosește, mi-am dat seama că mulțumirea nu e doar o decizie pe care ar trebui să o iau cu privire la viața mea, nu e o rețetă secretă pe care cineva să o descopere, ci este o deprindere care se formează în timp. Și îmi place mult de tot ceea ce spune Pavel aici. M-am deprins. Adică, exact așa cum înveți, nu știu, o meserie, cum îți formezi anumite deprinderi în viață, exact așa este și cu mulțumirea. Practicând-o în mod continuu, ajungi ca să fii acel om care, în general, este mulțumit. Deci, mulțumirea nu e o descoperire, ci este o deprindere pe care trebuie să ne o formăm fiecare dintre noi în viață. Și asta mi se pare foarte important. Acum, dacă vorbim de deprindere, este, a spune, un exercițiu pe care ar trebui să-l facem încă de la grădiniță, sau știu, încă din familie, încă din clasele mici, de acolo de unde începem să înțelegem cam cum merg lucrurile în viață, bineînțeles, cu ajutorul părinților, cu ajutorul educatorilor și mă gândeam că de la nemulțumirea aceasta intrăm într-o altă
să spunem, capcana pe care le-ar putea pune cel rău, și anume invidia, știu eu, și apoi chiar ura, vrajba între, mă gândesc doar la un episod foarte cunoscut din Vechiul Testament, de la începutul creației, da, de la atunci când Cain și Abel, unul dintre ei, să spunem, a fost nemulțumit de felul cum Dumnezeu l-a tratat, și de asemenea una din problemele pe care le-a avut a fost că a fost și invidios pe faptul că Dumnezeu l-a apreciat mai mult pe fratele său, și atunci s-a transformat această invidie chiar într-o crimă. Și deci practic are firea noastră pământească grijă, bineînțeles, sub imboldul acesta al duhurilor celui rău, să crească în mod etapizat, încetul cu încetul, dacă hrănești acest, să spunem, monstru al nemulțumirii, al invidiei, la un moment dat ajungi să faci lucruri foarte greșite, să comiți chiar infracțiuni doar pentru a face anumite lucruri. Bineînțeles că Dumnezeu condamnă, zic eu, și mă gândesc dacă există vreo soluție pentru treaba aceasta, cel puțin dacă Biblia are o soluție la această. Da, cu siguranță, eu cred că Biblia are soluție și sfaturi foarte practice vis-a-vis de aspectul acesta. Poate înainte mi-am adus aminte de o poveste pe care am auzit-o eu cu ceva timp în urmă și mi se pare că ea comunică mult. Așa cum mulțumirea este o deprindere, și nemulțumirea poate să fie o deprindere. Și am auzit eu despre un soț care parcă întotdeauna era nemulțumit de modul în care soția îi pregătește mâncarea. Și într-o zi când a venit acasă, soția l-a întrebat ce vrea să mănânce și i-a spus că ar vrea să mănânce două ouă, un ochi de ou și un ou fiert. Și soția a fost destul de relaxată, gândindu-se că ceea ce el cere de data asta nu e foarte complicat, așa că un ou l-a prăjit, celălalt l-a fiert, i l-a pus pe masă, soțul respectiv a mâncat și la urmă l-a întrebat ea cum a fost. Și el a zis, a fost bine, cu o singură precizare, că ar fi trebuit să fierbi ou pe care l-ai prăjit și să-l prăjești pe cel pe care l-ai fiert. Deci îți dai seama până unde pot să meargă deprinderile astea. Dacă de obicei ești nemulțumit, întotdeauna vei căuta ceva care să te nemulțumească. Iar dacă mergi pe linia cealaltă, dacă practici mulțumirea și vei căuta ca să crești în domeniul ăsta, cu siguranță că lucrurile se vor întâmpla. Acum, ca să fim mai mulțumiți, eu cred că în primul rând ar trebui să ne dăm seama, să recunoaștem că mulțumirea nu e ceva ce vine de la sine. Nu e o, eu știu, o trăsătură care apare neapărat într-un mod natural. În esența lui, omul este iubitor de sine, iubitor de bani, arogant, și cam astea sunt lucrurile firești din viața noastră. Și atunci, cred că ar trebui să începem de aici, să recunoaștem că ființa umană are niște probleme datorită sau din cauza păcatului care a venit în lume. Și nemulțumirea este una din consecințele căderii în păcat în viața noastră. Și atunci să fim dispuși ca să lucrăm. Cred că mulțumirea are foarte mult de a face și cu credința, cu încrederea pe care noi o avem în Dumnezeu. La urma urmei, tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu se întâmplă fără știrea și fără permisiunea lui Dumnezeu. Și atunci, dacă noi credem că Dumnezeu este în control,
De ce am fi nemulțumiți tot timpul? Vezi, noi nu ne dăm seama, dar atunci când suntem nemulțumiți de vremea de afară, oarecum într-un mod indirect, noi transmitem un mesaj al necredinței noastre și practic spunem, Doamne, Tu nu știi ce faci. Astăzi ar fi trebuit să fie mai cald sau astăzi ar fi trebuit să fie mai răcoare sau ar fi trebuit să ar fi dacă eu aș fi fost în control, aș fi trimis ploaia. Ei bine, nemulțumirea noastră și în ceea ce privește vremea de afară și alte lucruri, practic câteodată trădează lipsa asta de încredere pe care noi o avem în Dumnezeu. Și de aceea trebuie să lucrăm și la aspectul acesta al credinței, pentru că ea este o reflecție a credinței noastre și a ceea ce se întâmplă în viața noastră, în relația cu Dumnezeu. Unul din cele mai cunoscute versete din Scriptură, Romani 8:28, spune că toate lucrurile lucrează împreună înspre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Separat, ai impresia că nu lucrează înspre binele tău. Dar atunci când le iei împreună, atunci când privești întregul, poți ajunge la concluzia că a fost înspre binele tău. Una din cele mai interesante ilustrații pe marginea acestui verset din Scriptură a fost următoarea. În general, multor oameni le plac prăjiturile și au prăjitura lor preferată. Dacă iei ingredientele separat, nu-ți place să mănânci făină, nu-ți place să mănânci ou crud, nu-ți place, bicarbonat sau ce se mai pune într-o prăjitură. Dar când toate sunt puse la un loc, puse într-un cuptor, nici cuptorul poate nu ne place, da? Dacă e căldura prea mare, iese acea prăjitură care ne încântă. Așa se întâmplă și în viață. Deci nu trebuie să fim nemulțumiți. Astăzi trec prin ceva mai greu, dar mâine acel ceva s-ar putea să lucreze în viața mea un lucru extraordinar. Am învățat ceva, pot să ajut o altă persoană, chiar pentru că am trecut printr-o experiență dureroasă. Deci, revin la ideea cu care am pornit. Trebuie să ne deprindem să fim mulțumiți și să fim perseverenți în asta. Relația cu Hristos este foarte importantă. Apostolul Pavel, în epistola pe care eu am citat-o mai devreme, spunea și următorul lucru. Pot totul în Hristos care mă întărește. Așa că relația cu Hristos, maturitatea credinței, practicarea mulțumirii în mod continuu, toate astea ne ajută ca să trăim o viață de mulțumire. Foarte frumos. Mă bucur că ați specificat aceste lucruri și, într-adevăr, atunci când toate lucrurile lucrează împreună spre binele lui, spre binele nostru, nu avem nicio îngrijorare față de ceea ce se va întâmpla a doua zi. Am vorbit despre mulțumire foarte mult în relația cu divinitatea, cu Dumnezeu. Haideți să vorbim puțin și despre mulțumirea în relațiile dintre noi. Știți cum e? Sunt oameni nemulțumiți de ceilalți. Așteptările sunt poate mari. Enoriașii, să spun eu, credincioșii sunt nemulțumiți de slujitori. Slujitorii sunt nemulțumiți de modul în care răspund cei din biserică. Sau dirijorul de cor nu e mulțumit de felul cum cântă sau cum se pregătesc. Vorbim și de relații între credincioși. Apoi, poate, unii frați nu sunt mulțumiți de modul în care se raportează unii alții. Există întotdeauna problema aceasta a așteptărilor câteodată nefondate sau nebazate pe fundament scriptural, pe fundament biblic, niște așteptări nerealiste și de obicei oamenii
în momentul în care nu au aceste așteptări satisfăcute, devin nemulțumitori și atunci se strică relațiile. Și, bineînțeles, atunci într-o comunitate creștină relațiile sunt șubrede, nici lucrarea nu merge cum trebuie. Știți cum e? Vorbeam apropo de așteptări și mi-aduc aminte că, apropo de relația aceasta slujitori și ceilalți membri ai bisericii, dacă aș face o listă cu așteptările pe care le au credincioșii față de slujitori, de pastori, știu eu, de cei care slujesc, aș face o listă foarte, foarte lungă, da? Cu siguranță. Dar dacă privim și din partea cealaltă a lucrurilor, așteptările pe care pastorul le are față de ceilalți credincioși, la fel, trebuie să vedem lucrurile și din partea altă. Nu mai vorbim de așteptările pe care Dumnezeu le are de la noi toți. Dar haideți să discutăm puțin și de relația aceasta a mulțumirii, nemulțumirii între noi oamenii, și aici vorbim clar, între creștini, da? Între oamenii care formăm această comunitate care se cheamă Biserica Locală. Da. Unii, atunci când privesc la biserică, se așteaptă ca în biserică totul să fie perfect. Să fie din nefericire, locul, nu. Să fie locul unde toate lucrurile sunt satisfăcute așa cum vrea fiecare. Exact. Dar în realitate nu este așa. Și dacă am merge chiar mai în urmă, în Vechiul Testament, când citești istoria poporului Israel și vezi câte minuni a făcut Dumnezeu pentru poporul ăsta, i-a scos din robia Egiptului, i-a trecut prin Marea Roșie, le-a dat mană în pustie și apă și așa mai departe, și au fost nemulțumiți și au cârtit și s-au plâns și s-au răzvrătit, nu doar în relația lor cu liderul, cu Moise, ci chiar împotriva lui Dumnezeu. Asta încă o dată ne arată că noi oamenii, prin natura noastră, nu suntem mulțumitori, ci tindem să fim nemulțumitori și trebuie să lucrăm aici. Acum, venind la, eu știu, contextul de astăzi bisericesc, sunt oameni și oameni, credincioși și credincioși, așa cum sunt, hai să spun, pastori și pastori. Și uneori întâlnești pastori care au foarte multă nemulțumire în raport cu congregația pe care o slujesc, și eu cred că lucrul ăsta nu-i bun și ar putea să, ca, eu știu, nemulțumirea celor din biserică, din congregația lui, să fie accentuată tocmai de nemulțumirea pe care o are el față de ei. Cineva cred că trebuie să îndrăznească să iasă din cercul ăsta vicios și să caute să cultive mulțumirea. Și cum? Chiar de la cele mai simple lucruri, să învățăm să spunem mulțumesc și să apreciem ceea ce fac cei din jurul nostru. Uneori avem, eu știu, sentimentul acesta că oamenii ne-ar fi datori să facă ceva. Nu, trebuie să învățăm să mulțumim și să apreciem. Apoi, și dincolo de biserică, eu știu, în societate, în familie și așa mai departe. Vezi, vreau să folosesc un exemplu legat de viața de familie aici, pentru că e foarte strâns legat și de biserică. Sunt foarte mulți oameni care atunci când se căsătoresc, tineri, care atunci când caută cu cine să se căsătorească, spun în felul următor: dacă o să găsesc persoana potrivită, atunci lucrurile o să meargă bine, o să fiu fericit și în mod implicit... Asta din nou este o expresie a egoismului nostru. Știi ce descoperi atunci când te uiți în Scriptură? Că Dumnezeu nu te încurajează atât de mult să cauți persoana potrivită și să spui întrebarea: oare care e persoana potrivită, pe cât te încurajează să-ți pui următoarea întrebare: oare cum pot fi eu persoana potrivită pentru celălalt în orice împrejurare din viață?
Ei, dacă facem o schimbare de mentalitate și în biserică, în loc să avem așteptări în primul rând, ne întrebăm cu ce putem noi contribui. Dacă în familie, în loc să am așteptări de la celălalt, mă întreb cu ce pot eu contribui, cum pot eu fi persoana potrivită pentru celălalt. Mulțumirea va veni așa ca o consecință. Una este să aștepți ca celălalt să te mulțumească și alta este să faci ceva care să îl mulțumească și din inima lui mulțumită și mulțumitoare să izvorească mulțumire. Cred că și în domeniul acesta e foarte important să îndrăznim să fim primii, să spargem acel, să ieșim din acel cerc vicios și să fim diferiți. Și atunci îi vom molipsi și vom motiva și pe cei din jurul nostru. E trist că uneori ceea ce se întâmplă în societate, pentru că e clar că în societate toată lumea e nemulțumită în relația cu politicienii, cu președintele, cu, eu știu, administrația locală sau cea națională, lucru care poate e promovat și de mass media. Apropo de mass media creștină, cred că ar trebui să încurajeze și spre altceva, deci nu doar înspre lucruri negative. Ceea ce se întâmplă în societate, uneori vedem că se mai întâmplă și în biserică, se întâmplă și în familie și trebuie să schimbăm direcția din punctul acesta de vedere. Foarte bine. Mă bucur că ați atins și punctul acesta al autorității locale, autorității, să spunem, naționale, pentru că aici cred că suntem toți la unison. Fiecare dintre noi avem oarecare nemulțumire față de ce se întâmplă, de măsuri. Asta nu înseamnă că trebuie să fim întotdeauna de acord cu ce fac autoritățile, dar cel puțin să privim în mod cinstit și să ne raportăm în mod corect, așa cum ne învață tot Pavel și în Epistola către Roman, și care Domnul Iisus spune: dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce este lui Dumnezeu. Zic că și aici trebuie să fim tot așa un exemplu în continuare. Da. Frate pastor, mă gândesc acum, ne apropiem de încheiere și aș vrea să închem așa cu o concluzie, cu un sfat, cu un sfat, poate cu un verset sau știu, ceva care să îi lase pe telespectatorii noștri cu un gând de optimism, așa, plin de optimism și de ăștia, pentru că încă de la început am spus că cu siguranță toți am trecut prin starea aceasta cândva. Unii poate și acum suntem în această stare de nemulțumire, toți am dorit ceva mai mult, dar până la urmă am spus și a spus-o și dumneavoastră că există soluții la Dumnezeu și Dumnezeu ne învață clar ce să facem. Așa că vă rog așa din inima dumneavoastră de păstor să ne lăsați un gând, o concluzie care să ne direcționeze în direcția care ne învață și Sfânta Scriptură, direcția lui Dumnezeu. Da. Consider că ceea ce exprimăm întotdeauna vine din inimă, din trăirile noastre. Ca noi să putem fi mulțumitori, e foarte important să avem o inimă plină de mulțumire, adică lăuntrul nostru să fie în contextul acesta al mulțumirii. Și atunci când ai o inimă mulțumită, exact așa cum spune Scriptura, ai un ospăț, o sărbătoare necurmată pe care o trăiești. Cred că dacă ar fi să găsim un motiv, nu știu, mai egoist pentru mulțumire, atunci ar trebui să fim mulțumiți pentru noi înșine, în primul rând. Nu spun că asta e motivul cel mai puternic, dar mulțumirea are, sau nemulțumirea, bineînțeles, au efecte asupra trupului nostru, asupra relației noastre cu Dumnezeu, asupra relațiilor din familie și din biserică. Deci e foarte important. Apoi, știind că
Aceasta este dorința lui Dumnezeu, ar trebui să fim motivați și mai mult de aspectul acesta. Și vreau să spun mai devreme, nu vreau să trec de la un subiect la altul, dar n-aș vrea să închei înainte de a exprima și gândul ăsta. Cred că mulțumirea noastră pe care o avem în lăuntru e nevoie să fie exprimată. Uneori, parcă păstrăm secret anumite lucruri. Mulțumirea neexprimată ar putea fi percepută de cei din jur ca nemulțumire. Și un exemplu aici. Hristos, la un moment dat, vindecă 10 oameni bolnavi. Nu-i vindecă pe loc, ei descoperă că sunt vindecați, pentru că Iisus îi trimite mai departe ca să... Și în timp ce ei merg pe drum, descoperă că au fost vindecați. Și foarte interesant, Scriptura spune că unul dintre ei s-a întors pentru ca să-i mulțumească lui Iisus Hristos. Întrebarea pe care i-o pune Mântuitorului e următoarea. Ceilalți 9 unde sunt? Eu personal cred că în inima lor, toți 10 au fost mulțumitori pentru faptul că și-au redobândit sănătatea. Cum să nu fii mulțumitor? Dar 9 dintre ei au uitat ca să exprime. 9 dintre ei nu s-au dus înapoi să spună mulțumesc. Acum, Hristos cunoștea gândurile, cunoștea inimile, știa ce îi în inima lor. Și totuși, pune întrebarea aceasta. Unde sunt ceilalți? Și asta mă face să mă duc cu gândul la exprimarea mulțumirii. O mulțumire lăuntrică, neexprimată, ar putea fi percepută chiar ca nemulțumire. Așa cum lăuntrice neexprimate pot să fie percepute greșit. Unii spun că ei sunt plini de bucurie în inimă, dar fața lor n-are nici măcar un zâmbet. Ei, o bucurie lăuntrică cu o față tristă poate duce la concluzia că omul respectiv nu are bucurie sau eu știu alte stări. Așa e și cu mulțumirea. Aș vrea să invit telespectatorii să caute diferite modalități de a-și exprima mulțumirea. Prin cuvinte, prin atitudine, prin mimica feței, dacă vorbim de biserică, prin mărturii personale, pentru că, eu știu, pe unii i-a vindecat Dumnezeu, sunt mulțumitori, pot să împărtășească lucrul acesta și cu altcineva. Au scăpat dintr-o anumită criză financiară și atâtea și atâtea probleme pe care le putem avea în viață. Haideți să verbalizăm mulțumirea noastră. În Cartea Psalmilor vedem atâtea rugăciuni de mulțumire, care iarăși sunt o formă de exprimare. Să nu mai păstrăm ca un secret toate motivele astea de mulțumire. O să ne interpreteze câteodată cineva că ne lăudăm sau căutăm ca să-i dăm toată cinstea lui Dumnezeu, pentru că El în final face toate lucrurile. Dar noi avem datoria aceasta de a spune despre lucrurile pe care Dumnezeu le face. Și cred că făcând lucruri din acestea, hai să zic, mai mici sau mai mari, ce putem să facem? Putem să creăm o cultură a mulțumirii. Asta și în familie, și în biserică. Să știți că bisericile sunt foarte, foarte diferite. Sunt biserici unde realizez că s-a creat o anumită cultură. Oamenii știu să adreseze cuvinte de apreciere și sunt alte biserici unde nu există cultura respectivă. E bine, în viața personală, în familie, în biserică și în societate, e extraordinar de important să căutăm să creăm această cultură a mulțumirii care, dincolo de toate, să îl glorifice pe Dumnezeu și să arate că cei care calcă pe urmele Domnului Iisus Hristos sunt diferiți. Chiar într-o lume imperfectă, ei găsesc motive de mulțumire. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Foarte frumos! Deși sunt oameni care sunt mulțumitori, totodată noi exprimă sau noi exprimăm într-un mod corect și din pricina aceasta ne dăm seama că
E o problemă acolo, e ceva și, într-adevăr, lucrurile acestea trebuie îmbunătățite. Să nu ezităm să fim mulțumitori. În primul rând față de Dumnezeu și apoi unii față de alții. Cred că o încurajare, o mulțumire și când auzim ceva frumos și când cineva poate cântă o cântare frumoasă sau o predică, o mulțumire față de slujitor, o mulțumire față de dirijorul de cor sau știu eu, de cineva anume care face o anumită lucrare, cred că nu este cu siguranță neapreciată și de Dumnezeu. O mulțumire poate fi o încurajare, zic eu, și o încurajare pentru cel care o primește. Și asta e mare lucru. Un coleg pastor mai în vârstă îmi spunea că în biserica lui era o femeie care de fiecare dată când se încheia predica mergea la pastor și îi mulțumea pentru mesaj. Și spune el, într-o duminică am simțit că predica a mers foarte, foarte greu și în momentul în care am văzut-o pe doamna respectivă că vine spre mine, mă gândeam ce o să mai zică duminica asta, pentru că eu mi-am dat seama că nu a fost predica pe care aș fi vrut să o transmit, dar așa s-a întâmplat, nu a mers. Ea a venit la el, a dat mâna cu el și i-a spus, frate pastor, ați citit un text extraordinar de frumos. Și cu cuvintele astea a plecat. El și-a primit mesajul, ea a venit cu mesajul de mulțumire și de încurajare, dar a găsit un lucru pentru care să mulțumească. Și acum, eu n-aș putea să închei aici fără ca să îți mulțumesc ție pentru ceea ce faci, pentru faptul că tu cauți ca să transmiți Evanghelia prin acest mijloc cu mult, știu, cu mult sacrificiu și în același timp să apreciez lucrarea aceasta și mulțumesc, bineînțeles, și pentru invitația de a fi împreună. Cu mare drag și noi vă mulțumim pentru aportul dumneavoastră, pentru ceea ce ați făcut pentru noi și pentru discuția aceasta frumoasă. Vă mulțumim, bineînțeles, și de asemenea noi de aici ne rugăm pentru dumneavoastră, pentru Biserica Creștină Baptistă Speranța din Arad, ca Dumnezeu să facă să fie o biserică mulțumitoare, să aveți un impact acolo unde sunteți și, bineînțeles, Evanghelia să se ducă până la marginile pământului. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumesc și eu! Stimați prieteni, încheiem emisiunea din seara aceasta. Vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!